Vlog nou. Bună dimineața. Și acum m-am întâlnit și eu. Și o să duc la baie. Nu mai păi zici nu. Tu că te duci să te ai trezit. Nu e adevărat, îți treaz de o oră jumate. Astea mint, nu sunt niște mincinoase. Îmi pare rău pentru părul meu, dar nu-i film. Acum mergem pe acest drum frumos și minunat. Efectiv chiar e super fain drumul ăsta. După cum o puteți observa și voi. Sincer, chiar am dormit foarte bine. Gen, se trezește așa în fiecare zi, efectiv. Te-ar vindeca orice ai avea. E prea... E prea genial. Scuze că... Cum îi zice... Gâfui. Așa de tare, dar e foarte abrupt. Aici, în sus. Cum să nu-ți placă să te trezești cu așa vedere? Hai să fim serios, mai Kim. Dar să-ți trebuie să fac o pauză ca să fac loc. Așa, acum mi-am dat puțin răsuflarea. Acum pot să respir ca lumea. Dați melodii pe fundal, sper să nu-mi iau copyright și de cele. Asta e ziua 2. E ziua 2 și ziua și de plecare. Da, deci coșul se devine cel mai frumos ever. Și da. Lacrimăm. Deci, e atât de fain aici. Și cum să nu vă placă? Uite cât de genial. Știu, am mai zis asta de 7000 de ori, dar cred că o să mai zic. Tocmai mă atacă un păianjen. Bună, nu prea te vreau pe pielea mea. Tocmai pe telefon. Da, nu a fost cringe absolut deloc. Chiar deloc. Și mi-am dat efectiv tricoul jos că e foarte cald. Momentul de față. Puteam să iau pe aici să mă duc mai rapid la baie. Gen, da, it's ok. Dar e fine. Acum din nou o să fac un cadru cinematic din ăla șmeche de aici și BOOM! Mi-am zis că ies și eu la alergat. Dar că nu știu pe unde. Dacă nu știu pe unde mai exact. Și da, o să vedem. Așa că ne vedem după ce alerg. Sau mai vă arăt oricum cum mă duc sus sau în ăsta gen împrejurimele și absolut toți. De exemplu, o să vă arăt acum un video cinematic și PAC! Speram ca să fie mai ușor. Efectiv, ui, pantă foarte abruptă. Stați-mă așa puțin. Stați-mă așa puțin să vadă. Să mă ferească sfântul. Uite. Deci, hai de cap. Aș până acum am făcut TikTok. Așa de Caterinca, e faină, mie-mi place. Și cam ce înseamnă o furtună? Nu știu pe unde sunt, dar... Aici e blocat drumul. Au căzut copaci. Dar când trebuie să mă întorc. M-a chemat mama Larisa să mergem să ne primăm prin pădure cu toții. Așa că trebuie cumva să mă teleportez acolo. Fiți atenți, mă, ce o să fug încolo. Fiți atenți. Unde e Larisa? De unde e Larisa? Spune-mi. La
magazin de la Risa. Efectiv, au alergat până aici și nu e nimeni. Vă trebuie să mă duc în căutarea lor. Pai, gata, știu ce fac. Chestie cinematică, din nou. În căutarea Larisei. Și în sfârșit am găsit-o pe Larisa, se știe adevărat. Stai că ei n-au repetat de 7000 de ori. M-a găsit și pe mine, dar eu nu vreau da, să mă chinui. Da, ea nu vrea să apară. Deci, am zis în căutarea lui Gege, a lui David și Larisa și efectiv n-au vrut să facem asta. Pentru că s-au supărat. Da, pentru că a zis prima dată căutarea Larisa și... Eu pe loc, eu nu, eu ca înapoi, nu cad pe locul doi. Se știe. Aici nu se... Na, asta vorbim și de pipilică în timp ce fac eu vlog. Acum... Mă duc să fac rost de din de salvare, cum mai bai zice, sau dacă nu păhuță. Deși nu prea am bani să iau, dar sper să fac rost. Sper. Dacă nu, aia e. Mă întorc și not. Dar măcar de veste de salvare să fac rost. Măcar de din aia, dacă nu, o să iau bărcuță din aia cu vreo 25 de lei. Nu e chiar atât de scump, dar e scump când n-ai bani. Efectiv, n-am găsit veste de salvare. Adică, uite, n-am găsit chestii din aia. De fapt, din aia am găsit de 25 de lei și îmi dau 25 de lei singur pe ea. Și veste de salvare, eu zic că nu-mi dă singur, adică gen, nu-mi dă... Deși erau mulți oameni în pana mea care aveau veste de salvare și nu aveau hidrobicicletă, fiind mi-ar scârbă. Bine, ia ceva mână în mână acolo. Și am vrut să-mi duc la hai că vă fac reclamă pe Instagram, nu? Da, hidrobicicletă. Le-am și zis așa exact. Acolo e Gege, ca să știți cu cine vorbesc, că nu-s nebun de acel, armăr. I-am zis la ăla, dacă sunt singur, nu se face reducere. Și-a zis, nu, 25 de lei, nu, caca, nu-i voie. Sunt în mijlocul lacului. Așa aici, cu o bere la rece din aia cooler, adică sulca e, nu-i bere, are doar conține drojdie sau ce conține, în fine. Și efectiv am din ăsta de, cum zice, de suc, bere, ce-o fi. Pui aici și aici mai unul. Și efectiv mă pun aici, lejer, nicio treabă cu viața. Și efectiv stai și te uiți la sperpitatea asta de peisaj. Sper că se focusează pe mine să nu filmez degeaba atâta. Da, și am vâsle. Cu vâsle am ajuns aici, că e mult mai easy să ajungi cu vâsle decât să dai tu din mâini sau asta. Stați să vă arăt și cabana unde a stat. Mă, sper că se vede de aici. Da, e acolo. Acolo. Mă învârt. Nu. Da, o să vă arăt imediat când ajung eu. Ajung mai aproape de cabană, că acum se pare că sunt la distanță mare de ăsta și o să vă fac așa frumos un cinematic din nou, cum îmi place mie. De acolo e cabana unde stăm noi acum. E superbă, mulțumim Larisa. Dar acum mă duc să mănânc, așa că revin. Dă-i blană, forță. Acesta e bărcuța cea frumoasă care m-a dus pe mine până în mijlocul lacului. Bine dimineața, mă duc să mănânc. M-am pupat. Acum plecăm și nu-mi place chestia asta, că efectiv chiar e super fain aici. Și nu-mi place că plecăm. Ne vedem jos la mașină. V-am pupat. Lacrimă, se pleacă. Ce-o cabană frumoasă. La revedere, loc frumos. A fost fain cât a fost. Dar sigurat o să mai vin aici. E la lista să mă pună primul pe listă când mai vin aici neapărat. E frumos, mai venim. Mai venim, cum să nu mai venim.
acum urmează momentul de mult așteptat. Am făcut sau nu accident? Tobele, vă rog. Răspunsul este nu. Ne-am ales doar cu o spiretură. În rest suntem bine și sănătoși. Dar era aproape să facem un accident, din cauza că există doar o singură bandă pe care se circulă și nu ai mai deloc vizibilitate când vine o curbă. Nici măcar nu am avut viteză. Cum Gege e un șofer profesionist, a evitat accidentul. Multe aplauze pentru Gege! Să continuăm vlogul. Am ajuns din nou la minunata locație. Și oh my gosh, aici este Georgie. Georgie din Arta și Viața. Uite cât de cocalare. Păi fii și tu mai finuță, mă. Nu, nici chiar, nu, nici chiar așa. Cam atât a fost cu acest vlog. Dacă ți-a plăcut acest vlog, dă-i un share ca să crezi mare. Apasă pe butonul de like cu răbdare și desigur un follow pe Instagram și TikTok. Și ne revedem duminică de la ora 14 cu un nou vlog. Vă pup!